Bună seara, începe emisiunea Vocile care contează. Astăzi vom dezbate ultimele acțiuni ale politicienilor care se pregătesc de campanie electorală locală. Analizăm ce se întâmplă în special în lupta pentru capitală. Veți vedea mai multe declarații ale politicienilor invitați în această seară. De asemenea, vom discuta despre șansele lui Klaus Iohannis la șefia NATO, în special dacă există o alianță a statelor est-europene care își doresc să fie mai bine reprezentate. Revenind în țară, avem și o veste bună. Singurul spital pentru copiii bolnavi de cancer construit după Revoluție are în sfârșit aviz de la Ministerul Sănătății. Carmen Uscatu, una dintre fondatoarele Dăruiește Viață, vine în platou să ne spună când va fi tratat și primul pacient. Și dacă vorbim de pacienți, discutăm și despre taxa pe boală. A rămas în vigoare, doar că există unele excepții. Vedem ce spun pacienții. Avem și mărturia unui pacient care s-a trezit cu veniturile tăiate după introducerea acestei taxe. Așadar, mai avem două luni până la alegeri, iar politicienii care ne vor dori voturile încearcă să ne convingă de faptul că merită atenția noastră. La Vocile care contează ne propunem să aflați cine sunt politicienii care vor să fie votați, le vom analiza faptele, declarațiile și acțiunile. Multe dintre ele v-au atras deja atenția pe rețelele sociale, așa că este un moment numai bun să le și înțelegem. O vom face în condiții de respect reciproc și în spiritul valorilor Euronews. Iar acum mergem să discutăm despre ce s-a întâmplat în pre-campanie electorală, pentru că nu suntem deocamdată în campanie. Alături de mine este doamna Silvia Dinică, senator USR, este în legătură video alături de noi. Bună seara! Bună seara! Aș vrea să începem cu niște cifre. Nouă jurnaliștilor ne plac sondajele, nu știu dacă și dumneavoastră politicienilor. Ultimul sondaj pe care l-am citit astăzi și o să vă dau niște cifre, îl arată pe domnul Piedone pe primul loc cu 40%, domnul Nicuși Ordan 29%, Cătălin Cârstoie 20%, Mihai Enache 4%. Trebuie să menționez că este un sondaj semnat de curs pentru Antena 3 CNN și volumul eșantionului, 1067 respondenți, iar marja de eroare plus minus 3% la nivel de încredere 95%. Cum comentați aceste cifre? În primul rând, așa cum știți, sondajul reprezintă o poză de moment. Deci este prematur să ne pronunțăm cu privire la rezultatul alegerilor și până la urmă campania va decide, pentru că noi, USR, Alianța Dreapta Unită, împreună cu Forța Dreptei și cu PMP, suntem în stradă zilele acestea, probabil că ne-ați și văzut mulți dintre dumneavoastră, cei care ne urmăriți, strângem semnături pentru a candida la alegerile europarlamentare și la alegerile locale. Este o oportunitate de a vorbi cu oamenii, de a răspunde la întrebări, de a explica proiectele pe care le-au avut primarii USR și pe care le duce la îndeplinire Nicuși Ordan în aceste luni. Haideți să ne uităm un pic ce s-a întâmplat din partea coaliției PSD și PNL. S-au dat peste cap să ne uităm acolo. Eu aveam o curiozitate în legătură cu domnul Nicuși Ordan. Este primarul Capitalei în acest moment și pornește totuși, potrivit unor sondaje, un sondaj chiar care a fost lansat de dumnealui, cu șansa a doua. Există vreo explicație? Credeți că această șansa a doua poate fi surmontată până la alegeri, până vom vedea cine e câștigătorul acestor alegeri? Sigur că da. Haideți să ne uităm un pic și să vedem partidul care îl susține pe Piedone, ce procent are în sondaje. Haideți să ne uităm puțin și să vedem că Nicuși Ordan este un candidat independent susținut de Alianța Dreapta Unită și de alte partide și faptul că, așa cum spuneam, n-am ajuns în momentul ăsta să discutăm despre proiecte de campanie, despre proiecte realizate și despre lucrurile care vor urma în următorul mandat, categoric că este o luptă care poate fi câștigată. Da, nu discutăm despre proiecte, spuneți, dar ce discutăm în acest moment? Vedem mai multă imagine
nu discutăm despre proiecte, atunci ce discutăm? Da, am văzut niște scene puse în fața noastră de către piedone, care bineînțeles că au atras atenția, că au fost altceva decât au oferit candidații actuali, și asta bineînțeles că ajunge cumva la cetățenii, mai ales propagate în mediul online, dar n-am auzit niciun fel de proiect concret. Ba chiar am văzut că Piedone consideră că trebuie să guverneze împreună cu familia, pentru că toți ceilalți sunt niște trădători. Și am văzut cum s-a manifestat asta și în cu numirile pe care le-a făcut la primăria sectorului 5 și la sectorul 4. Trebuie să intervin și să spun că am oferit ocazia și celor de la PUSL să vină cu un reprezentant ca să să reprezinte, să vorbească despre campania electorală, pre-campanie, am cer scuze pentru că nu suntem în campanie electorală, a domnului Piedone. Deocamdată nu avem un răspuns, dar așteptăm, dacă desigur dânșii doresc, să ne confirme despre care sunt proiectele dânșilor electorale, în special pentru București. Doamna Dinică, doamna senator, care este proiectul lui Nicușor Dan în aceste condiții? Păi, în acest moment, așa cum spuneați, nu am ajuns încă în campanie electorală. Ceea ce a făcut Nicușor Dan în acest moment a fost să comunice pe proiectele pe care le-a adus în îndeplinire la acest mandat. Și sunt proiecte care s-au văzut, pentru că transportul public este unul mai facil și mai rapid. Am văzut cu toții proiectele legate de termoficare și am simțit, chiar dacă, bineînțeles, la un moment dat toată lumea era nerăbdătoare și ar fi vrut ca toate aceste proiecte legate de termoficare să se întâmple așa în câteva zile, dar până la urmă, în momentul ăsta, oamenii apreciază această guvernare care s-a gândit la toți cetățenii și nu la doar anumite categorii care să fie în mod special favorizate. Da. Domnul Nicușor Dan merge cu metrou sau cu tramvaiul? Da, din ce știu eu, folosește mijloace de transport în comun, eu folosesc mijloace de transport în comun și să nu uităm că totuși Primăria Capitalei a avut conturile blocate. Deci ceea ce a făcut Nicușor Dan în primul rând, în prima parte a mandatului, a fost să achite datoriile. Acum Bucureștiul are un rating mai bun decât are țara noastră. Iar asta înseamnă că a fost acolo și ce a făcut treaba. Știți de ce v-am întrebat? Pentru că domnul Cătălin Cârstoiu a fost cel care a circulat cu metroul și susține că nu există un transport integrat în capitală, unul care să fie să-i mulțumească pe cetățeni, astfel încât să circule mai ușor cu transportul în comun decât cu mașina personală. Să știți că a fost total neinspirată acea poză pe care candidatul Cârstoiu și-a publicat-o pe pagina personală, în care este singur în metrou. Eu pot să vă spun că am circulat de la aeroport cu autobuzul și după aceea am schimbat către tramvaiul 41 de mai multe ori, pentru că așa e drumul meu prin București. Am testat cât am putut de mult transportul public, tocmai pentru că am vrut să văd și pentru că mă duce mai repede dintr-un colț al altul al Bucureștiului. Este predictibil, este autobuzele, trolebuzele au fost schimbate în marea lor majoritate și este o opțiune pentru bucureșteanul care trăiește în momentul acesta în București. Bun, ați și văzut pozele cu domnul Cârstoiu. Dânsul nu este singur în metrou, a fost într-adevăr în metrou și a fost fotografiat chiar de către unii jurnaliști. Spuneați că este neinspirată această acțiune. De ce neinspirată? Păi, mie mi-a atras atenția acea poză în care era candidatul Cârstoiu și după aceea urmau niște scaune goale de metrou. Aceasta este poza. Aceasta este poza, dar există și poze în care sunt și alți pasageri. Poate nu era un moment aglomerat al zilei.
Da, e opțiunea, până la urmă, e opțiunea candidatului de a se dar prezenta de ce este, așa. De ce ziceați că nu este firească sau cum v-ați exprimat? Că nu păreați mulțumită de această acțiune. Totuși, domnul Cârstoi susține, acum vă spun ce zice dânsul, vrea să vadă ce ar putea să repare în transportul în comun din București. Păi, la cum arată poza pe care a publicat-o, nu știu ce avea de reparat, că pare că metroul este foarte liber și nici nu ne-a spus cât timp a făcut dintr-un loc în altul. Deci nu-mi dau foarte bine seama ce vrea să repare la transportul din București în momentul când ne prezintă o poză în care este stingher într-un colț de vagon din metrou. Poate dumneavoastră înțelegeți mai bine. Eu sunt aici să pun întrebările, doamna senator. Dumneavoastră ziceați că folosiți metroul și îmi permit să fac acest sondaj în această seară, pentru că vor fi politicieni. Cât costă o călătorie cu metroul? Deci, eu plătesc cu cardul de obicei la metrou, n-am mai cumpărat, dar există 3 lei călătoria cu metroul, plătesc cu cardul și pentru transportul în comun folosesc acea opțiune de 10 călătorii, 25 de lei. Da. Da. Mulțumesc foarte mult. Rămâneți, vă rog, alături de noi, pentru că aș vrea să discut în continuare și cu o altă invitată de la această oră. Discutăm cu mai mulți politicieni. Toate vocile contează la Euronews România. Alături de noi este doamna deputat Gianina Șerban, de la Partidul Aur. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc de invitație! Mulțumesc și eu pentru că sunteți alături de noi. Vreau să înțeleg în primul rând dacă aveți și care este candidatul Aur pentru primăria Capitalei. Sigur că da. Partidul Aur cred că a fost primul partid care și-a lansat candidatul la primăria Capitalei și vorbim de domnul Mihai Enache. Eu știu că era domnul Mihai Enache. Da. Eu v-am întrebat asta tocmai pentru că A apărut o știre pe care am citit-o și anumite declarații, una dintre ele făcute chiar de domnul George Simion. Se vorbește despre faptul că domnul Cosmin Gușă ar putea fi susținut de Aur, iar oferta a venit chiar de la domnul președinte George Simion. Confirmați aceste informații? Știți despre asta? Noi facem niște sondaje. Analizăm. Și dacă există mai multe forțe politice sau, nu știu, partide sau forțe independente care să susțină o candidatură a unui independent pentru a câștiga lupta cu Partidul Comasat Român, ca să zic așa, lupta cu PSD, cu PNL și cu USR, la București, că vorbim de Primăria Capitalei, poate fi o alternativă. Deci, deci nu este domnul Enache. Așa. Nu, candidatul la primărie din partea Partidului Aur este domnul Mihai Enache. Înțeleg că e posibil să și renunțați la domnul Mihai Enache dacă apare un candidat care ar putea să învingă, potrivit unor studii, sondaje pe care le faceți. Noi sondăm nu neapărat pentru primăria Capitalei. Domnul Gușă este o persoană cu notorietate pe care o testăm, nu doar pentru capitală. Expertiza lui este una importantă pentru oricine. Și așa cum am spus, Aur trebuie să câștige lupta la primăria Capitalei cu PSD, PNL și USR. Doamna deputat, ca să ne fie foarte clar, există această posibilitate ca Partidul Aur să-l susțină pe domnul Cosmin Gușă la primăria Capitalei? Dacă vor fi mai multe partide politice care să susțină un independent, probabil că ne vom alătura unei astfel de susțineri. Deocamdată candidatul nostru la primăria Capitalei îl avem în domnul Mihai Enache, cel care l-am lansat în octombrie și singurul care a primit votul în Biroul Național de Conducere din partea membrilor pentru a candida la primăria Capitalei. Da, dar domnul Nicu Șordan este și dânsul independent, este susținut cei drept de USR și de alte forțe politice. Pe el de ce nu l-ați susținut? Pentru că și dânsul este independent. Pentru că nu este un candidat pe care Aur să-l susțină. Domnul Nicu Șordan a fost susținut, să nu uităm, în 2020, deși niciun partid nu este să, în afară de Aur, să facă aceste afirmații, a fost susținut de PNL. Acum PNL este într-o campanie în care spune că nu este un primar bun.
Eu nu mai înțeleg ce se întâmplă în politica din România și cât cred aceste partide că pot păcăli electoratul și românii. Deci nu-l susțineți pe domnul... Că una spun și alta fac. Nu-l susțineți pe domnul... Una spun și alta fac. Nu-l susțineți pe domnul Nicușor Dan pentru că este, a fost susținut de PNL? Și nu. Am spus asta din punctul de vedere al electoratului. Nu-l susținem pe domnul Nicușor Dan pentru că nu este un primar care să fie avut rezultate pentru bucureșteni. Ca de exemplu, ce vă displace la ceea ce a făcut sau poate nu a făcut domnul Nicușor Dan? Păi nu prea a făcut nimic din ceea ce a promis în campanie și merge pe acea strategie a domnului Ciolacu. De la fapte la vorbe. Mai mult vorbim și mai nimic nu facem. Ok, și puteți să dați un exemplu? Da, în 30 de zile, exact ca domnul Rareș Bogdan, în 30 de zile tăiem pensiile speciale, în 30 de zile aveți apă caldă, mai avem să auzim că în 30 de zile aduc tezaurul înapoi în România. Bun, și puteți să dați un exemplu, doamna deputat, ce anume nu a făcut Nicușor Dan din ce a promis? Ce anume? Infrastructura pe apă caldă, pe termocentrale. Așa. Ați a promis. Cred că 90% din cei care l-au votat, l-au votat pentru campania agresivă pe care a avut-o în legătură cu termoficarea din București. Așa, ce a promis și ce nu a făcut în legătură cu termoficarea? Știm cu toții ce a promis. Că va așa recondiționa, că va reface, că bucureștenii vor avea apă caldă. Ceea ce nu s-a întâmplat, știți noastră, că toată presa a relatat, toți bucureștenii, dacă ieșeam pe stradă, asta era problema lor, nu avem apă caldă. Ani de zile au fost în sectorul 2, cartiere întregi, fără... Asta, doar una din ele. A promis grădinițe, a promis școli, a promis dezvoltare, a promis linie specială pentru transportul de persoane, pentru autobuze și trolei. A avut un program de campanie extraordinar. Doar că ceea ce spun, a spus în campanie, nu se potrivește cu ceea ce a realizat de când este la Primăria Capitalei. Am înțeles. Candidatul pe care acum îl are AUR, ce promite pentru București? Care este principalul său proiect? Principalul proiect, domnul Mihai Enache, este o persoană cu experiență în administrație publică. A fost manager de proiect la linia de metrou și capătul stația Tudor Arghezi, are experiență în administrație publică, a fost manager de proiect și a tras fonduri pentru bun, departamentul am văzut cu toții CV-ul dânsului. Eu sunt curios proiectul de bază, deci proiectul de bază cu care vine în fața oamenilor domnul Enache. Ce spune în acest moment domnul Enache? Ce ar putea să rezolve dânsul? Care este proiectul de bază? Puteți să ne-l spuneți? Este proiectul domnului Enache este să reconstruiască Bucureștiul. Este nevoie de atât de multă renovare, ca să zic așa, și reconstrucție în București. Avem nevoie de un specialist, avem nevoie de un om care să poată să atragă fonduri europene pentru dezvoltarea capitalei și Mihai Enache este omul potrivit pentru astfel de proiecte de dezvoltare în capitală. Mă așteptam la ceva concret. Vedere, are expertiza necesară să poată genera proiecte de dezvoltare în capitală. Doamna Șerban, să nu uităm că București... Eu mă așteptam la ceva foarte concret, să-mi spuneți. Proiectul de bază este să facă, iată, nu știu cât kilometri, pentru că ați dat exemplu de termoficare, de țeavă, de conductă. Ceva foarte concret, astfel încât oamenii să înțeleagă pe ce se bazează domnul Enache. Păi, domnul Enache, cred că îl puteți invita la dumneavoastră în emisiune să-și prezinte programul dumnealui de a conduce Bucureștiul. Eu pot să vă zic că este un candidat, ca să zic așa, cu o foarte multă expertiză în administrație publică, în atragere de fonduri europene și dezvoltare. Bun, am înțeles. Că până la urmă, despre asta vorbim. Înțeleg. Rămâneți, vă rog, alături de noi, doamna deputat. Aș vrea să vorbesc în continuare și cu domnul prim-vicepreședinte al PNL, domnul Rareș Bogdan. Bună seara! Nu știu dacă mă aude domnul Rareș Bogdan. Da, bună seara. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, de asemenea doamnei deputat și celorlalți invitați. Vă rog. Bună seara. Vreau să aflu, pentru că am discutat în primul rând despre proiecte și despre imaginea unor candidați, care este proiectul de bază în acest moment, așa cum îl vedeți și îl înțelegeți dumneavoastră, domnule Rareș Bogdan, al domnului Cătălin Cârstoiu.
O să vă prezinte chiar el, nu este corect să prezint eu înaintea domniei sale. Ok. Facă domnia așa, în evenimentul de lansare, eu vă pot spune că în momentul acesta Bucureștiul are nevoie de un model de dezvoltare, de o restartare din toate punctele de vedere, la nivel urbanistic și la nivel de circulație, până la nivelul serviciilor publice. Are nevoie de un model care funcționează în România, la Cluj, la Oradea și la Sibiu, și care poate funcționa mult mai bine la București. Eu am văzut trei orașe foarte prăfuite, foarte aflate într-un con de umbră și din punct de vedere investițional și din punct de vedere al calității vieții, care pur și simplu au avut o explozie investițională și de schimbare de paradigmă în momentul în care Clujul a trecut de la epoca Gheorghe Funar, o epocă închisă, o epocă de respingere a investițiilor, spre epoca Emil Boc. Același lucru s-a întâmplat de la Petre Filip la Oradea la Ilie Bolojan. Același lucru s-a întâmplat de la Stoica la Klaus Iohannis în cadrul Sibiului. Deci aceste trei exemple sunt unele emblematice pentru modul în care se poate schimba imaginea și drumul unui, da, unui oraș. Mai ales că București are totuși cel mai mare potențial, este într-un centru de dezvoltare care este în top 10 la nivel european. Cred că ar avea nevoie de puțin, de mai multă administrație în favoarea cetățenilor și de mai multă viziune. Prin domnule Rares Bogdan, da, am văzut nimic. Prima inițiativă, una, nu știu dacă a fost de campanie electorală, de precampanie, sau chiar reprezintă o intenție a domnului Cătălin Cristoie, l-am văzut în metrou. Dumneavoastră ce credeți? Ce a fost asta? Mai curând o acțiune de campanie sau domnul Cristoie este chiar un frecvent utilizator al metroului? Eu nu știu dacă domnul Cristoiu cât umblă în domnia sa cu metrou. Eu pot să spun că atunci când suntem în plină oră de vârf, prefer să mă duc de la Modogan, de la Piața Victoriei, spre stația Izvor, să mă duc în metrou, pentru că stau, fac mai mult pe calea Victoriei sau pe calea, da, Buzești. Dumneavoastră mergeți cu metrou, din ce înțeleg. Dar nu, eu nu sunt un om care să circule cu metrou foarte des. Am folosit metrou, asta vă spun, de câteva ori, din cauza blocajului de circulație din zona calea Victoriei, Piața Victoriei. Eu fac și un sondaj în această seară, vorbesc cu politicienii, da, și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, că o să i-am întrebat și pe ceilalți, da, dacă știți, de exemplu, cât costă o călătorie cu metrou. Folosesc în schimb metrou foarte, foarte des la Londra. Pentru că, uite, de exemplu, plec mâine la Londra pentru a mă întâlni cu românii și folosesc metrou pentru că în loc de 2 ore din City-ul londonez în centru sau din Harrow în Wembley, fac 22 de minute, 34 de minute, 38 de minute. Folosesc metrou la Paris și RER-ul pentru a mă duce de pe Charles de Gaulle până pe la Gare du Nord sau Gare du Sud pentru a pleca spre Strasbourg. Da, și în România, în București, de ce nu folosiți metroul? În București foarte rar, asta vă spun. Eu nu sunt, am cum să fiu ipocrit să vă spun, mă duc cu metroul dacă mă duc cu mașina sau pe jos, când pot să mă duc pe jos. Nu mă duc cu metrou în România. M-am zis că am folosit, dar poate domnia asta merge cu metrou, nu știu. Poate e un om care circulă mai des cu metrou. Eu am folosit metrou de 2 ori în, nu știu, în 2 ani de zile. Ăsta e adevărul. Da. În același timp, aș vrea să vă mai întreb și despre anumite activități și acțiuni care s-au petrecut în aceste zile, unele politice. Sunt curios despre racolarea de primari, PSD-PNL. Dumneavoastră numeați această... erați împotriva ei, nu erați... Este un traseism nenorocit. O spuneați, o caliceală de prost gust. Da, așa este. O caliceală de prost gust este una dintre bolile democrației din România, sistemului din România, și cred, deși aici profesorul Pârvulescu sau alții, Alexandru Radu sau alții mă vor contrazice sau Ion Meioniță și o să-mi spună că mandatul imperativ, din păcate, nu se poate introduce în sistemul românesc, constituțional, și practic nu poate fi blocată trecerea unui deputat sau a unui primar, mai ales aflat la sfârșit de mandat, dintr-o parte în alta, eu cred că e o chestiune care ar trebui legiferată. Sigur, la sfârșit de mandat e o discuție, pentru că în momentul când omul și-a încheiat mandatul de 4 ani de zile, dacă dorește să treacă la o altă forță politică, dacă simte... Da, să știți că nu e doar de la PSD la PNL, e și invers. Nu, nu,
Da, se întâmplă din ambele părți. Eu am făcut referire doar la PSD. Stați puțin. Dacă e să număr câți au trecut de la PNL la PSD sau de la PSD la PNL, s-ar putea ca cifrele să fie sperie. Doar că noi nu ne lăudăm cu asta. Nu înseamnă că colegi de-ai mei nu fac același lucru în anumite județe. În general, acolo unde noi suntem foarte puternici, unde avem fiefuri, 15-16 județe, unde sunt fiefuri liberale, vedem o migrație de la a primarilor spre Partidul Național Liberal. Acolo unde PSD are primari foarte puternici sau fiefuri PSD, aproximativ 17-18 locuri, se observă o migrație inversă. Dar asta nu este o chestiune care să fie determinantă pentru cei 3241 de primari. Nu vă închipuiți că trec sute de primari sau zeci de primari. Au trecut o singură dată la ordonanța Dragnea în vremea guvernării Ponta, când au trecut 544 de primari de pe o zi pe alta. Nu se întâmplă așa ceva. Întreg fenomenul de trecere a primarilor de la un partid la altul nu are, cred că, 100 de nume în două luni, da, de zile. Tot traseism, deci nu este unul care este... să... Da, dar tot e din punctul meu de vedere, o chestiune care nu, care perimează democrația românească, care arată anumite racile ale democrației române și ale sistemului românesc. Da, aș vrea să mă mai întreb și despre cine domnul Cristian Pascu, domnule Rareș Bogdan. Știți cine este domnul Cristian Pascu, nu? Cine? Nu știu cine. Nu știți, dar... că a fost două zile vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc? Nu știu. Și nu e treaba a fost... mea, nu joc jocuri de noroc. N-am treabă cu jocurile de noroc. Dar a fost numit... Eu sunt autorul, sunt unul dintre cei înjurați de cei de la jocuri de noroc, pentru că am cerut supraimpozitarea jocurilor de noroc. Dânsul este membru PNL. E o boală. Da, domnul Cristian Pascu, membru PNL, sector 6. Da, și a fost numit pentru două zile și după asta s-a din cauza CV-ului său. Vă rog. Auziți, avem 285.000 de membri cu cotizație la zi. O fi și domnul Pascu între 285.000, să-i dea Dumnezeu sănătate. Pe domnul Iulian Dumitrescu îl cunoașteți? Pe Iulian Dumitrescu îl cunosc pentru că mi-a fost coleg de... Așa. Prim vicepreședinte. Îl cunosc și îl cunosc foarte bine. Rămâne sub control judiciar. E acuzat că ar fi luat mită de peste 3,2 milioane de euro. Vrea să candideze pentru un nou mandat la șefia Consiliului Județean Prahova. Va candida? Avem 9 filiale, nu, 11 filiale care nu și-au trimis încă CDJ-urile, hotărârile CDJ. La Iulian Dumitrescu avem deocamdată doar o scrisoare de susținere a 64 de primari și 17 viceprimari. Încă domnia sa nu și-a anunțat intenția de a continua sau nu. Vom avea o discuție cu domnia sa până pe data de 30 aprilie, termenul final de depunere a candidaturilor la alegerile locale, și vom lua o decizie conform tuturor statutului Partidului Național Liberal, normelor existente în cadrul Curții de Onoare și Arbitraj și respectiv analizând cu Comisia Juridică întreaga acest caz. Sunt foarte curios de părerea dumneavoastră. Nu vă pot spune în momentul ăsta dacă vom merge și dacă domnul Dumitrescu va alege să candideze, pentru că prima dată trebuie să-și dorească domnia sa. Corect. Sunt curios, să ne dăm acceptul dumneavoastră, sau... dumneavoastră, ce părere aveți? Ar trebui sau nu ar trebui să candideze domnul Dumitrescu? Eu voi analiza împreună cu ceilalți patru colegi de-ai mei, domnul Motreanu, domnul Flutur, domnul Bode și domnul Ciucă. Vom face o rezoluție pe care vom propune celor 75 de membri ai Biroului Permanent Național și veți vedea propunerea. Dar nu sunteți decis încă. Deși dânsul este sub control judiciar. Eu nu mă antepronunț. Poate dumneavoastră vă permite să vă antepronunțați. Eu nu. Eu cunosc dreptul roman și nu mă antepronunț niciodată. Am încredere în justiție, în judecători, în procurori și analizez datele. Mă mizez însă foarte mult pe faptul că domnul Iulian Dumitrescu e o persoană care va ști ce are de făcut și va veni cu o propunere împreună cu filiala. E una dintre cele mai puternice filiale ale noastre. În momentul ăsta sunt investiții în derulare în Prahova, cum n-au existat în 34 de ani, de 3 miliarde de euro. Toate localitățile din Prahova sunt în lucrări de aducțiune la rețelele de gaz, de apă canal. Au cea mai modern bloc operator din România, la spitalul din Prahova. Și pe mine, ca ardelean, mă bucură enorm în sfârșit cele trei centuri ocolitoare ale Comarnicului, ale localității Azuga și Bușteni, se vor realiza. De acolo încolo vom analiza din punct de vedere al oportunității
și a ceea ce înseamnă decizie juridică, respectiv politică. Foarte scurt, o ultimă întrebare, domnule Rareș Bogdan. Aș vrea să aflu care credeți dumneavoastră că mai este șansa domnului Cătălin Cârstoiu. Ați văzut ultimul sondaj pe care l-am și citat, pot să vi-l spun, un sondaj curs care arată că domnul Piedone ar avea 40%, domnul Nicu Șordan 29%, domnul Cârstoiu 20%. Ce părere aveți dumneavoastră despre aceste cifre? În urmă cu 24 de ani, un candidat care a venit cu 3 săptămâni înainte, nu cu 10 săptămâni înainte pentru a-și anunța candidatura, se numea Traian Băsescu, a luat 12,6% în primul tur, iar domnul Chiriță a luat 48%, 48,7%. Domnul Chiriță a coborât la 46% și domnul Băsescu a câștigat alegerile cu 54,5%. Momentul în care ai în spatele tău și reușești să te identifici cu cele două partide care împreună au 57% în București, PNL și PSD, electoratul PSD e undeva la, în jurul la 30-34%, al PNL 22-24%, și cele două partide care au activiști, militanți, au primari în funcție, trei primari în funcție foarte buni, reușesc să se identifice cu domnul Cârstoiu și domnul Cârstoiu, cu respectiv doamna Firea și domnul Sebastian Burduja, reușește să transfere din simpatia pe care o are fiecare către domnia sa, după ce își va prezenta programul pentru București, sunt absolut convins că acest scor de 20% obținut după nici două săptămâni de când și-a anunțat candidatura, va fi unul care va crește săptămânal cu 2-3%. Nu sunt deloc îngrijorat în ceea ce îl privește. Așteptăm pe să vedem programul domnului Cârstoiu, de asemenea așteptăm să-l vedem și indirect acceptând dezbaterea. Apropo, credeți că ar trebui să fie dezbatere, să vedem pe candidații prezentându-i și răspunzând la întrebări? Am susținut întotdeauna că șansa informării publicului și al cetățeanului este dezbaterea. Am moderat câteva mii de dezbateri, îi drept în studiouri de televiziune, așa că sunt un susținător frenetic al prezentării în cadrul unor studiouri de televiziune, cu moderator ca dumneavoastră sau ca alți colegi, a prezentării proiectelor de către principalii 3-4 contracandidați pe București. Așteptăm și noi. Mulțumim mult, domnule Rareș Bogdan. Sfatul meu va fi să accepte dezbaterile. Perfect. Mulțumim mult, domnule Rareș Bogdan, pentru prezența dumneavoastră. Eu mă întorc la doamna Silvia Dinică, senatorul SRE. Aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre candidatura la, posibila candidatură la CJ Prahova a domnului Dumitrescu. Ca și dumneavoastră și ca și cei care ne urmăresc, aștept și eu să văd ce decizie ia PNL-ul, pentru că am văzut că domnul Dumitrescu este cercetat pentru corupție, am văzut acolo venituri și cheltuieli colosale, fără sursă nici declarată, nici legală. Dar nu este și condamnat. Aș vrea să văd care este decizia PNL. Păi și de ce vreți să vedeți această decizie? Ar trebui să candideze sau ar trebui domnul Dumitrescu să se retragă? Păi, în momentul ăsta nici măcar nu știm ce dorește domnul Dumitrescu, așa cum a spus colegului de partid, domnul Rareș Bogdan. Nu știm dacă își mai dorește să candideze, am văzut doar că există o scrisoare de susținere din partea... Ce ar fi bine pentru democrație, pentru politica din România? Pentru politica din România ar fi bine să nu mai avem cazuri de corupție dovedite. Da. Și asta ar fi ideal. Bine ca politicienii să fie mai aproape de cei care i-au votat și de cetățenii în general. Da, doamna senator, e simplu. Să candideze sau nu? Repet, nu știu ce-și dorește. Nu știu ce-și dorește nici PNL-ul, nici ce-și dorește. Eu eram curios doar de părerea dumneavoastră. Domnul Dumitrescu nu ar fi acceptat în USR, de exemplu. Pot să vă spun asta. Dacă s-ar dori să candideze din partea USR-ului, USR-ul nu l-ar susține pe domnul Dumitrescu. Nici nu este membru de partid. Dar știți de ce vă întreb? Pentru că domnul Florin Roman, deputat PNL, este coordonator al campaniei alegeri locale, a spus astăzi, și vreau un comentariu de la dumneavoastră, nu înțeleg ce diferență este între situația domnului Iulian Dumitrescu, candidat sau nu la Prahova, cu situația unui alt candidat, pentru că avem și alegeri europarlamentare, cum este domnul Vlad Voiculescu de la USR. Ce răspundeți domnului Florin Roman?
Știți ce face domnul Florin Roman acolo? Relativizează, tocmai ca să pară că ceea ce a făcut domnul Dumitrescu este o chestiune minoră. Pentru că domnul Vlad Voiculescu este cercetat într-un dosar cusut cu ața albă pentru o decizie pe care nu a luat-o el în ceea ce privește vaccinurile. Da? Deci, situațiile sunt complet diferite, însă evident că colegii de partid ai domnului Dumitrescu încearcă să ducă toată această situație și să o explice în așa fel încât să pară că e o chestiune minoră. Bun, mulțumesc foarte mult, doamna senatoare. A fost alături de noi Silvia Dinică, senator USR. Aș vrea să vorbesc și cu doamna deputat Gianina Șerban. Sper că mai este alături de noi. Mai sunteți, doamna deputat? Sigur, sunt. Da. Așa, mă auziți. Am niște curiozități în legătură cu, pentru că discutam înainte de a trece la alți politicieni, despre și anume candidații dumneavoastră. Am văzut în sectorul 6, aveți un candidat și anume este vorba de fiica lui Corneliu Vadim Tudor, liderul PRM, fostul lider. Da, e candidata AUR, confirmați? La sectorul 5. La sectorul 5 sau la 6? La 5. La 5. Bun. Ce o recomand? Aș vrea să completez un pic vis-a-vis de ce a discutat cu domnul Rareș Bogdan. Vă rog. Despre candidatura domnului Dumitrescu. Vă rog. Și nu neapărat să mă raportez sau să ne raportăm la domnul Dumitrescu. La modul general, ci în mod firesc, după ce s-a început o urmărire penală pentru fapte de corupție, dânsul ocupând o funcție publică, da? Și a început o urmărire penală pentru corupție. PNL nici nu ar fi trebuit să mai ia în considerație candidatura domnului Dumitrescu. Nu să ne punem problema, dar să vedem. Moral. Înțeleg, juridic, da, nu este condamnat. Dar moral. Bun. Am înțeles ce spuneți. Având un dosar penal și o anchetă. Da, doamna deputat, dacă se va întâmpla asta la AUR, în situația în care există un candidat AUR care este acum anchetat de DNA sau nu știu, să fie în situația domnului Dumitrescu, ce va face AUR în aceste condiții? Noi am avut diverse situații când domnul președinte a ieșit imediat, public, și a renunțat la acel membru de partid, a fost retras din orice funcție din partid, și aici vorbesc, acum vorbesc din punctul meu de vedere. Nu aș susține un om cu un trecut problematic într-o funcție publică, de demnitate publică. Bun, am domnul înțeles. Dumitrescu a avut pe mână, domnul Rareș Bogdan spunea despre nenumărate proiecte și milioane, miliarde de euro, da? Dar tocmai din cauza asta, sau probabil tentația a fost atât de mare, încât domnul Dumitrescu este acuzat de fapte Bun, de corupție. Revenim la ce vă întrebam, și anume despre candidații dumneavoastră la diferite funcții. Suntem în alegeri și europarlamentare și locale. Ele vor fi, în cele ce urmează, cât de curând, fiica lui Corneliu Vadim Tudor, lider PRM, doamna Lidia Vadim Tudor, este candidata dumneavoastră la sectorul 5, am înțeles corect. Ce o recomandă pe dânsa? Ce o recomandă? Are o experiență din punct de vedere și observator, ca să zic așa, al vieții politice din România. A condus și conduce un ziar, da? O editură. Noi duminică vom avea la Târgoviște o lansare de candidați. Și acolo o să prezentăm atributele și meritele candidaților noștri pe care îi susținem în această luptă, atât la europarlamentare, cât și la alegerile locale. Sunt oameni care au avut succes în viața lor personală, ca să zic așa, pentru că nu neapărat sunt oameni cu experiență politică, toți cei pe care îi promovăm, sau oameni cu experiență în administrație publică, dar sunt oameni cu un CV impresionant, sunt oameni care au reușit în viața lor personală. Da, un alt candidat care apare pe liste, de data asta la europarlamentare, din partea AUR, domnul Mihail Neamțu.
a va fi pe liste, din ce înțelegem, dar în presă au apărut niște informații despre ceea ce declara domnul Mihai Neamțu despre domnul George Simion la un moment dat, că nu știe nimic, nu o să spun foarte multe din aceste declarații pentru că nu sunt unele de transmis, dar cum este posibil să fie acceptat cineva în AUR care se exprima în felul acesta în legătură cu liderul AUR? Păi poate ar trebui să-l întrebați pe domnul Mihai Neamțu de ce și-a schimbat opinia. Dar dumneavoastră îl vedeți pe pentru listă. Pentru că dânsul a venit către AUR. Și așa cum este și numele partidului nostru, Alianța pentru Unirea Românilor, noi nu dăm afară oameni, noi încercăm să facem o alianță cu toți românii care își doresc să facă ceva bun în România și să schimbe, să scăpăm de aceste baroniade care au acaparat România de 34 de ani. Vin acum, deci eu nu pot să înțeleg, și domnul Brareș Bogdan, și literea PSD, vin după 34 de ani în care au condus România să promită apă și canalizare. Da. Apă și canalizare. Eu sunt deputat de Ilfov. Ilfov este lângă o capitală europeană, da, București. Și sunt comune întregi care nu au apă și canalizare, care nu au gaz. Și liderii coaliției de astăzi, după 34 de ani în care au condus România, că ei au condus România, vin să ne promită apă și canalizare. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult, doamna deputată. Toată lumea care vrea să se alăture partidului AUR. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm, toate vocile contează la Euronews România. Încercăm să vă prezentăm candidații, dar și ce au zis, ce au făcut, declarații ale reprezentanților candidaților la vocile care contează. Mergem mai departe cu subiectele. Klaus Iohannis nu renunță la planul de a fi numit secretar general al NATO, considerând că are șanse, citez, rezonabile. Ce înseamnă asta? Care sunt posibilele alianțe ale României în acest caz? Vocile experților ne ajută să înțelegem. De asemenea, românii bolnavi de cancer, gravidele, părinții care stau acasă pentru a-și îngriji copiii bolnavi și angajații care au probleme urgente de sănătate nu vor mai plăti 10% impozit pe concediul medical. Pacienții sunt nemulțumiți, însă vocea pacienților o ascultăm imediat. La vocile care contează, rămâneți alături de noi. Am revenit în direct la Euronews România, la vocile care contează. NATO și Rusia sunt acum într-o confruntare directă, transmite Kremlinul prin vocea purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov. Declarația a fost făcută în ziua în care sunt marcați 75 de ani de la crearea Alianței Nord-Atlantice. Dmitri Peskov s-a referit atât la războiul din Ucraina, dar și la extinderea NATO prin aderarea Finlandei și Suediei. Să-l ascultăm. Radu Magdin, analist de politică externă, este în direct în studioul Euronews. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Să analizăm un pic de 75 de ani de NATO, spunem la mulți ani, în primul rând. Și cum înțelegem această declarație a domnului Dmitri Peskov? Pentru că nu este prima dată când se referă Federația Rusă la o confruntare directă cu NATO sau cu Occidentul comun, spune ei. La mulți ani 75 de ani NATO, la mulți ani 20 de ani România NATO. Apropo de momente din ultima săptămână, sigur că am celebrat mai mult Schengenul extern, da, aviatic și maritim, decât NATO intern. Peskov rămâne consecvent pe mesaj. Este un mesaj oarecum aniversar, un pic nuanțat, dar el în esență nu aduce nimic nou. Rusia și-a tot diversificat mesaje și și-a extins, da, pentru audiența internă, în primul rând, pentru că credibilitatea sa este limitată în plan extern, dar pentru audiența internă acasă, da? Ideea că noi suntem dușmăniți și că dușmanul este aproape, apropo de declarația domnului Peskov, aproape de granițele noastre și se extinde, ține de propaganda lor internă. Nu a ajutat pe partea noastră elementele de nesincronizare între Macron și aliați de acum o lună, în ceea ce privește posibilă prezență la un moment dat de către soldați din state NATO pe teren ucrainian. Da? Pentru că ideea nu a fost lansată suficient de clar
pentru a explica utilitatea ei. Hai să lămurim ideea, în primul rând. Ce dorește NATO să facă prin această declarație? Ideea de bază este că nici francezii, atunci când ideea a fost lansată, nu au vrut să spună că pur și simplu trimitem noi militari care să se bată, să spunem, la granițele orașului Harkov cu rușii. Nu despre asta era ideea, da? Ucrainii se vor bate la granițele Harkovului, sperăm să nu ajungă acolo rușii, da? Dar ucrainii se vor bate cu rușii acolo. Însă, pe partea cealaltă a frontului intern, dacă ai nevoie de cineva să-ți antreneze trupa, să te asiste cu alte lucruri, să-ți asigure alte elemente despre militare. Asta care este vorba, este o nuanță importantă. Din ciclu ce a vrut să spună poetul, noi analiștii cam asta am înțeles ulterior din declarațiile franceze și de altfel, tocmai pentru că inițial nu a fost prezentată o poveste un pic mai înțelept din punctul meu de vedere. Chiar dacă Macron a vrut oarecum să puncteze la capitolul curaj și să arate Ucrainei că nu există ambiguitate pe partea franceză în ceea ce privește sprijinul francez pentru Ucraina, dar felul în care a fost lansată povestea la Paris a dat la în delimitări din partea restului aliaților și în special a principalilor doi aliați vestici, da, britanicii și americanii. Și italienii, dar și și alții au venit pe rând, până la urmă două state baltice cu care francezii cooperează bine militar au ieșit oarecum în salvarea onoarei lui Macron, da, lituanienii, dacă nu mă înșel, și cu estonienii au venit în acest sens, dar până la urmă mesajele rusești sunt propagandiste și ca orice element de propagandă sunt cam aceleași mesaje repetitiv. Dar sunt cam aceleași mesaje și raportat la Ucraina, la Moldova, la România, în general la statele UE și NATO. Adică nu pot să spun că astăzi în context aniversar am văzut o declarație care pur și simplu zice wow, extraordinare. Pentru prima dată când vedem, nu știu, o escaladare la nivel de declarații. Da? Nici nu ne dorim o escaladare. Nici ne dorim la așa ceva. Eu cred că mai degrabă în momentul de față la Bruxelles lumea este îngrijorată pe termen scurt pentru Ucraina și pe termen mediu și lung în ceea ce privește continuarea economiei de război rusești. Pentru că până la urmă orice să spun așa, componentă europeană a NATO, da? Pe bună dreptate, dacă are un vecin care, să spunem, presupunând că la anul ar fi pace în Ucraina, da? De o manieră sau alta, da? Ar vedea că Rusia continuă să se înarmeze într-un ritm cum este cel actual, elemente de bază de siguranță națională în statele europene pe zona militară spun, păi stai că și n-ar trebui să ne înarmăm tocmai ca să putem să ținem flancul dacă cumva rușii intri nou în Ucraina sau vor să intre în statele baltice, Polonia, da, România, Bulgaria și tot la așa. Bruxelles, la NATO, de ce sunt îngrijorați oficialii Uniunii Europene și ai NATO în legătură cu Ucraina? Pentru că, pe bună dreptate, ucranienii, ce au semnalat ucranienii, este adevărat. Ei nu au suficient de multă muniție. Că pot, în anumite cercuri militare, unii experți contestă felul în care Ucraina a reușit sau nu să ducă acea contraofensivă, da? Pe care s-au pus multe speranțe acum câteva luni. Asta e deja, din punctul meu de vedere, un capitol încheiat. În momentul de față, realitatea este că Rusia este din nou în ofensivă și că se pune problema ca nu cumva să pice frontul pe anumite puncte, în anumite locuri punctuale, da, care astfel încât să ai un fel de victorie simbolică rusească și o pătrundere, da, mai în adânc înspre teritoriul. Harkov ar fi un exemplu. Păi categoric, pentru că este al doilea oraș ca mărime al Ucrainei. Categoric, ucrainienii nu vor permite acest lucru. Da? Așa cum au avut eroismul aferent la Mariupol, da? Având în vedere miza mare acum, ei vor mobiliza foarte multe resurse pentru a apărea al doilea oraș al țării. Da? Deci nu se pune problema din punctul meu de vedere o victorie rusească acolo. Însă, acel strig că nu neapărat de disperare, dar acel apel neîncetat la aprovizionarea cu muniție este real. Ei nu au suficient de multă muniție. Da, și nu vedem un răspuns foarte clar care să vină din vest. Avem probleme de producție în Europa, sunt deblocați și noi în birocrație, se pune și problema finanțării, sunt o serie de factori care, până la urmă, deși lumea simpatizează cu cauza ucraniană și înțelegem cu toții utilitatea nu doar umană, da, pentru a preveni, da, pentru a ajuta pe ucranieni și a preveni pagube mai mari, omenești și de altfel, dar și componenta politică și geopolitică, da, pentru că până la urmă, inclusiv din perspectiva românească, da, o Ucraina care există este un scut la adresa Moldovei, da, o durere de cap, să spun așa, dacă și nu ar fi sub presiune, da, securitară serioasă rusească, ar fi durere de cap foarte mare la București. Deci, cu siguranță acest lucru este pe radarul Bucureștiului și face parte din pachetul nostru de motivație atunci când sprijinim chiar și sub forma tacem și facem, da,
Ucraina. Deci, la fel, balticii, polonezii sunt perfect conștienți și nemții, francezii, italienii și alții de faptul că, în momentul de față, noi nu putem clipi în ajutorul nostru față de Ucraina, însă, din nou, e diferența între teoretic și practic. Teoretic suntem cu toții de acord, practic întârzie muniția. Da. Și pentru că vorbeam despre România, despre cum noi tacem și facem, vedem în continuare intenția președintelui Klaus Iohannis de a merge în candidatura dânsului pentru șefia NATO. Care mai sunt șansele acum? Nu-i văd șanse mari, nu am văzut nici la începutul prin felul în care a declarat. Asta nu înseamnă că nu simpatizez cu cauza lui. Nu pentru că simpatizez pe președinte, dar pentru că este un exercițiu de manifestare a ambiției românești. Deci, în consecință, eu cred că, în general, când un român, o româncă, își dorește o poziție și are susținerea statală, acum, sigur, noi nu am avut un fel de Eurovision, un NATO-vizion, în care pur și simplu să ne gândim cine ar fi cel mai bun român pentru NATO și a ieșit Klaus Iohannis pe baza competenței sale. Până la urmă, este șeful statului și șeful statului s-a cam autopropus. Din ciclul nume României, îmi asum. Acum, noi nu avem ca cetățeni români de ce să sprijinim pe domnul Rutte, trebuie să fim totodată realiști. Din punctul meu de vedere, ca analist, noi nu am văzut până acum niciun stat care clar nu să nu spună ceva în genul nu-l vreau pe domnul Rutte, ceea ce au spus anumite state, ci să spună îl vreau cu siguranță pe domnul Iohannis. Cea mai apropiată declarație cât de cât de sprijin este cea de astăzi a ministrului de externe slovac, în sensul în care ne-ar face plăcere să auzim ce spun amândoi legat de atât Rute cât și Iohannis, deci, legat de siguranța asta. Dar noi nu putem spune că, ca să tragem linie, da, avem doar state care spun îl vrem pe Rute, dar n-avem nimeni care spune îl vrem pe Klaus Iohannis? Avem state care spun, statele mari care spun clar, i-am promis lui Rute că îl susținem, americanii, britanicii, da, nemții, francezii, alte state, da? Ai recent inclusiv state din Estul Europei, care, state baltice, da? Am venit premiera Estoniei, da? Prim-ministru al Lituaniei, da? Și care au venit și au spus, da, îl susține până la urmă pe Rute, pentru că probabil el negociază cu aceste state în momentul de față contra respectivului sprijin. Avem un stat care face un joc de putere și posibil invită la o negociere, Ungaria, care folosește o strategie similară cu cea din plan european. Ministrul de externe ungar a spus clar, nu dorim să votăm pentru Marco. Exact, exact. Asta nu înseamnă că Ucraina poate ține o statică, o alegere Ungaria. La nivel de Ungaria, scuze. Ungaria poate ține o statică, da, alegerea viitorului secretar general NATO. Până la urmă există pârghii instituționale împotriva Ungariei în cadrul NATO sau sub în altă formă. Și cu siguranță și Victor Orban este conștient de acest lucru. El e curajos, curajos, curajos până când clipește. Da, lucru care se vede și pe Ucraina și pe alte. S-a, da? Văzut în Uniunea Europeană. S-a văzut în Europeană când din ciclu am o problemă cu Ucraina și într-o dată mă duc la baie. Și când mă duc eu la baie, ceilalți au votat. Votează, da. Da, deci e o coincidență plăcută care cu siguranță poate apărea, sunt băi și în sediu NATO, da, poate avea loc și în context de alegerea secretarului general NATO. Polonezii iarăși au avut o nuanță interesantă. Nu avem ceva cu domnul Rutte, ca să nu o facem personal, dar am dorit pe cineva din centrul și estul Europei. Asta nu înseamnă, din nou, o susținere necondiționată a lui Iohannis. Eu nu încerc să găsesc argumente contra lui. Eu spun pur și simplu că, în mod realist, în momentul de față, nu avem un flanc estic sau sudic sau nordic, ca să nu mai spunem vestic, în spatele lui, astfel încât el să poată să spună, uite, am 50 state. Polonia care, în mod este realist, un jucător important. Da, da, categoric. Și când vin polonezii și spun nu avem ceva neapărat cu domnul Rutte, dar vrem pe cineva din Estul Europei și avem deja un candidat din Estul Europei, neștiind dacă mai există altcineva, Kaja Kallas s-a anunțat. Poate că se mai oferă cineva și poate că pierde persoana respectivă, dar poate că persoana respectivă primește altă poziție în plan european, cum e cea de comisar pentru, da, pentru asta apărare. Eu să zic, nu este intrisec clar că îl susțin pe Klaus Iohannis? Nu neapărat. Acum depinde ce vrei să înțelegi, că dacă dintr-o dată mai apare dintr-un joben un iepure est-european care spune, iată, și eu sunt din Estul Europei și eu îmi doresc, și iată că și eu vorbesc 3-4 limbi străine și am anumite opinii ferme și consider că, iată, și țara mea chiar a cheltuit 2% sau țara mea nu tace și face, ci iată, noi suntem curajoși și așa și pe dincolo. Din punctul meu de vedere, România trebuie să se organizeze un pic mai mult la capitolul imagine și influență, iar eu privesc actuala ambiția președintelui Iohannis și ca un exemplu caz pentru premieri, miniștri, președinți români pe viitor, a ceea ce
e bine să facem ceea ce e bine să facem din timp, eventual, astfel încât să avem data viitoare o candidatură de succes. E posibil ca la un moment dat să vedem o încercare de tranzacționare înspre zona europeană, chiar dacă președintele Iohannis neagă acest lucru, pentru că, mă, normal, oricum tu nu spui asta public. Nu poți să spui, mă retrag de la NATO dacă mă duc la UE, da? Dacă devin comisar european în materie de apărare, da? sau vicepreședinte al Comisiei Europene și ministru de externe, da? Ce e acum domnul Borrell. Deci, în momentul de față, este bine că vedem această ambiție? Mi-aș fi dorit ca această ambiție să fi fost existentă și pe parcursul a două mandate prezidențiale, în care noi mai degrabă am fost cuminți în banca noastră, ceea ce și permite, din punctul meu de vedere, obrăznicii cum sunt cele pe care le vedem acum pe surse, cum că o serie de parteneri au fost iritați. Obrăznicii. Am văzut ce a scris pe rețelele sociale. Este o obrăznicie, da, pentru că, obrăznicie? Să știți, este o poziționare de genul: cum îți permiți tu, Klaus Iohannis, sau cum îți permiți tu, România, să-ți asumi o asemenea candidatură dacă noi deja ne-am propus să o închidem? Pentru că o poziționare de acest gen, inclusiv jocul pe surse, un lucru pe care nu știu să învețe mai, să-l învețe mai mult în străinătate. Deci, în calitate de cetățean român care sprijină o cauză românească, eu nu pot fi de acord cu ideea că noi nu ar trebui să facem ceva pentru că irităm anumiți parteneri. Că, până la urmă, această poziționare provincială trebuie depășită. Asta este și problema domnului Iohannis. Dumnealui a fost acel constructiv fără ambiție, da? În proiectată în plan european și acum, tocmai când are și dumnealui ambiție, îi vin pe surse din Financial Times, Wall Street Journal, că irită pe parteneri. Adică este prins în propria sa capcană. Irită? Nu sunt sigur că irită sau nu. Eu cred că nici măcar nu își pun problema că o să stea mult în cursă. Pentru că, până la urmă, România este un stat important. Dar noi nu ne comportăm ca un stat important. Asta este diferența. E foarte interesant, pentru că vorbeam despre Slovacia, vorbim despre Ungaria, despre Polonia. Da. Pare, și să mă corectați dacă greșesc, un soi de revenire a grupului de la Visegrad, așa, a statelor din centrul, estul Europei, care se simt izolate, se simt date la o parte de la o masă a NATO și vor și ele acolo, vor să fie reprezentate. Asta nu arată niște tensiuni în rândul NATO, în rândul alianței? Tensiunile, apropo de diferite zone ale flancului, au existat întotdeauna în organizații internaționale și s-au văzut inclusiv în plan european și în europeană, s-au văzut și în criza eurozonei, da, între nord și sud, da, s-au văzut de-a lungul timpului, pe măsură ce statele Visegrad și în special Polonia și Ungaria au devenit mai puternice, mai îndrăznețe. Aici nu mă refer neapărat la politica de blocaj practicată de Ungaria în ultimii ani, ci pur și simplu în ridicarea vocii este europene, da? Pentru că, până la urmă, Klaus Iohannis nu și-a ridicat vocea. El pur și simplu a spus, mă bag și eu în cursa asta. Da? El nu a ridicat vocea, el nu a blocat nimic, nu a făcut altă. România rămâne, și asta e unul dintre marele avantaje a României, un stat foarte constructiv. Problema noastră este că am fost foarte provinciali în același timp și am fost constructivi și câteodată în viață, când ești constructiv și nu te bagi în seamă, lumea te ia de fraier. Încerc să simplific la maxim acest discurs, pentru că despre asta este vorba în momentul de față. Noi trebuie să începem să negociem mai bine tot ceea ce facem. Suntem lăbărțați bugetar, inclusiv în politica noastră de achiziții. Trebuie să ne gândim foarte bine ce facem, cum facem, în felul în care ne gândim o serie de pași. Toate țările acestea de care am spus, Visegrad, Baltici, rulează, de exemplu, milioane de euro în influență la Washington, la Bruxelles și în altă zonă. Plătesc think tank-uri, apropo de experți care apar pe surse, da? Da. Plătesc campanii în presa internațională. Da? România trăiește din mocangel, cum se spune în popor, din gratuități. Da? Deci noi trebuie să înțelegem un pic, ori suntem un stat serios, un lider regional, așa cum am și ne mobilizăm ca atare, și atunci o armată de oameni vine în spatele lui Iohannis, în spatele lui Ciucă, pe diferitele palate. Da? Avem o diplomație parlamentară, o diplomație la nivel de prim-ministru, președinte, ministru de externe și altele. Și avem un efort național, sau să nu ne mire din când în când că sunt limite ale spațiului tactic, pentru că, până la urmă, și olandezii îl plac sau nu îl plac pe rute, până la urmă își mobilizează susțină toate resursele. Multinaționale olandeze, care și ele au bani de marketing, pot să facă campanie în presa străină. Think tankeri olandezi, care și ei sunt în poziții cheie, sau rețea olandeză de la Bruxelles sau din care funcționează. Noi avem o rețea splendidă românească, dar cu care România vorbește rar. Despre asta este vorba. Președinte Iohannis, vorbim de diaspora noastră. Vorbim de diaspora noastră. Gândiți-vă că noi, în momentul de față, o să vă dau doar un exemplu din zona economică. În City of London nu există o bancă mare sau un mare asset manager care să nu aibă un român
acolo printre analiști pe zona economică sau politică. Avem sute de români competenți în diferite capitale europene și în capitala americană. Mai e o chestiune la care am văzut că lumea se uită, și anume această alianță cu Ungaria ar putea să ne dăuneze, știind că Orban este un soi de rebel al Uniunii Europene. Și când îl vedem venind la București, în Palatul Cotroceni, ce drept însoțit și de alți lideri europeni, dar când îl vedem aici, dăunează sau nu această alianță cu Ungaria? Nu dăunează, pentru că lumea nu ne... Și la fel și în cazul Slovaciei, care în momentul da, de față se află Fițo. În ultimele luni, păcate, un pic în defensivă, cam cum eram noi în 2017-2018, din punct de vedere al percepției internaționale. Da? Deci, atâta timp cât tu, atunci când vehiculezi idei, nu par a te alătura în anumite tabere. Și aici nu există niciun pericol. România rămâne un stat foarte euroconstructiv și foarte activ din punct de vedere militar în NATO. Deci românul este serios, este deschis și noi nu suntem... noi nu avem pasiuni ideologice. Asta este și bine și rău. Este bine pentru că, pe de o parte, lumea consideră că poți negocia pragmatic cu România și România este un partener deschis de bună credință. Este și un pic rău câteodată pentru că lumea consideră că tu nu prea crezi în ceva anume. Ești prea flexibil. Da? Deci aici trebuie să avem și noi grijă la consecvența noastră. De exemplu, președinte Iohannis a semnat un editorial, din punctul meu de vedere, foarte bun în Politico. Domnul Rutte nu a avut un editorial similar în care să prezinte un plan. Indiferent cine i-a scris editorialul respectiv, că tot timpul nu liderii scriu asta, ci echipelor. A făcut o treabă foarte bună. Deci, după cum vedeți, creierele românești funcționează. Editorialul semnat de Iohannis, care a fost citit în Capital, este văzut. Foarte bun. Ce dar este singurul editorial semnat de domnul președinte în 10 ani de zile. Am înțeles. El acum a apărut pe piață. Ce presupune acel editorial? Înțelegem că ar fi un... Arată o înțelegere, a bifat, din punctul meu de vedere, acolo o serie de semnale clare în ceea ce privește reforma NATO. Da, dar în România, așa cum a spus, este adeptul tace și face și în relația cu Ucraina. El spune tace și face, dar percepția noastră este că doar tace. Asta este și problema lui în sondaj. La Bruxelles este un om echilibrat care respectă punctajul național și care, sincer, este respectat ca un om echilibrat. Da? Aici, asta face parte din pachetul dumneavoastră de calități. O mare calitate este un bărbat care arată foarte bine. E un tip înalt, țeapă, arată ca un om de stat. Da? Deci, aceste două aspecte fac parte din calității lui de bază. Problema lui, din punctul meu de vedere, ține din inteligența sa emoțională și politică. El nu se conectează la populația României, nu pare că îi pasă de noi. Și al doilea aspect, din cu acest element de inteligență emoțională, ce vreau să spun prin inteligență politică? Elementul de rețea, de a te conecta la oameni care sunt utili. De exemplu, dacă eu, să spunem așa, știu că mă pregătesc pentru o cursă la nivel de NATO sau UE, uitați, de exemplu, vin la Euronews, fac o emisiune și mă rog de dumneavoastră, eu sau echipa mea, să apar și la Euronews dincolo, să fiu promovat în tot trustul, da? Despre asta este vorba. Dacă eu înțeleg că tu mi-ești util mie, Macron, eu mă duc și încerc să-mi fac concediu cu tine sau poate mă duc să la schiuri, cum pe vremuri tu se ducea la un moment dat, s-a dus la schi cu Merkel. Adică trebuie să înțelegem că, până la urmă, liderii cultivă prietenii. Relații personale dincolo de relații statale corecte, da? Ce relații personale pare să aibă? Eu nu văd aceste relații personale. Eu văd acel respect profund de care vorbesc ambasadoarele SUA atât în România cât și la NATO și, până la urmă, dumneavoastră, o să rămână cu acel respect profund care este împărtășit de unul din 10 români, conform sondajelor, da? Deci, din nou, îi simpatizez ideea de reprezentare, cred că trebuie susținut, cred că nu ar trebui să avem o dezbatere internă cu privire la faptul dacă ar trebui sau nu să susținem, cred că ar trebui susținut în general un român propus în asemenea poziții, dar cred că, din păcate, nu are șanse, tocmai de pe urma faptului că nu s-a ocupat, inclusiv de noi, ca țară, ca imagine și influență în ultimii 10 ani. Referitor la posibile tensiuni, confirmați că există, până la urmă, statele din estul Europei vor să fie mai bine reprezentate, o spun deschis, nu e un secret. Asta încurcă în vreun fel coeziunea din alianță, adică avem un război, alianța NATO trebuie să ajute Ucraina. Și există tensiuni, Rusia ar putea să beneficieze cumva de pe urma acestor tensiuni?
Categoric. Și gândiți-vă că orice la nivel de beneficieze. Orice falie percepută și accelerată, accentuată, da? Mai ales că în momentul de față trăim într-un context foarte confuz, în care cu siguranță toate serviciile de informații sunt în super alertă. Uitați, de exemplu, printr-o cooperare exemplară între serviciile de informații cehe și ucrainene, am aflat că practic în Praga s-au întâlnit peste 10 europarlamentari transpartini din mai multe țări europene și în esență a luat șpagă de la un oligarh ucranian apropiat de Rusia. Da, deci așa ceva este un mega scandal. Faptul că Rusia a reușit să ajungă printr-un oligarh apropiat de ei într-un oraș capitală, da, UE și NATO, da, la niște oameni și le-a dat niște bani, da, ca să... Este un mare scandal. Sigur că am mai avut diferite scandaluri în ultima perioadă, dar asta spune foarte multe cu privire la epoca pe care o trăim. Da? Și din această perspectivă, cred că trebuie totuși să ne alegem și noi în România bătăliile cu atenție. Ai noștri nu sunt perfecți, dar trebuie să începem să diferențiem unde poate că greșesc, dar au dreptate, sunt de bună credință. Da? Mă refer și la putere și la opoziție aici. Și unde sunt cazuri în care, într-adevăr, există cazuri de rea voință sau incompetență crasă. Da? Pentru că avem următoarea problemă în democrație și noi suntem, slavă Domnului, o democrație vibrantă. Inclusiv pe țările pe care noi le-am luat ca și modele. Statele Unite, Germania, Franța, Marea Britanie. Țări care au funcționari publici bine pregătiți, bine plătiți. Dacă ne uităm pe sondaje, populația consideră guvernele incompetente. Este o tragedie. Să vezi că țările care au considerate modele de guvernare, în momentul de față, guvernările sunt uzate după câțiva ani de criză. Ce te mai aștept și la România? Și nu în sensul de atât, s-a putut, ci în sensul în care e foarte greu să guvernezi în perioada asta. Sigur că sunt și beneficii, ai resurse, da, le dai mai departe, sub formă de PNDL-uri, da, lăbărțezi bugetul, crești deficitul, dar în esență cred că noștri sunt de bună credință, din păcate trăiesc de pe zi de pe alta sau de pe o săptămână pe alta. Când trăiești de pe zi pe alta și o săptămână pe alta, nu e greu să ai succes. Avem atât de multe probleme în momentul de față, încât dacă nu te organizezi și pe săptămâna asta și pe 6 luni, vorbim de România și reconstrucția Ucrainei. Ce plan concret avem noi în momentul de față pe reconstrucția Ucrainei? Poate există la ministerul Eu sunt sigur, asta este unul dintre miturile noastre pe principiul tacem și facem. Dar există un risc ca la un moment dat, dacă tu nu vii periodic anumite informații, lumea să creadă că împăratul este gol. Sau din potrivă să-ți scoată după aia pe rapoarte oficiale, cum s-a întâmplat în cazul lui Iohannis, și să vezi că de fapt pe cifre tu nu ai cheltuit cât ai spus că ai cheltuit. Și ăsta poate fi și un mesaj împotriva candidaturii. Deci important este să ne organizăm, să simpatizăm, da, cu cauza noastră, să fim patrioți inteligenți, dar totodată să înțeleagă și ai noștri faptul că nu mai merge cu gândirea de pe zi pe alta și că până la urmă, dacă ei comunică doar pentru noi acasă, nu o să aibă succes afară. Pentru că oricine poate să le dea pe surse că nu au șansă. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune și pentru explicațiile foarte pertinente. A fost alături de noi domnul Radu Magdin, analist de politică externă. Revenim la subiectele din România. Românii bolnavi de cancer, gravidele, părinții care stau acasă pentru a-și îngriji copiii bolnavi și angajații care au probleme urgente de sănătate nu vor mai plăti 10% impozit pe concediul medical. Pacienții sunt nemulțumiți. Vocea pacienților o ascultăm imediat la Euronews România. Rămâneți alături de noi. Am revenit în direct la Euronews România, la Vocile Care Contează. Discutăm despre Ministerul Sănătății, care a semnat ordinul prin care aprobă noua clădire a Spitalului de Copii Marie Curie. Este vorba despre primul spital oncologic pentru copii, construit din donații și sponsorizări de Asociația Dăruiește Viață, primul spital din România după 30 de ani, desigur, de la Revoluție. Pe 20 martie, una dintre fondatoarele Asociației Dăruiește Viață, Carmen Uscatu, declara în emisiune, aici, la Vocile Care Contează, că spitalul dedicat copiilor cu cancer nu avea autorizare din partea Ministerului Sănătății, deși era gata să primească pacienți de 4 luni. Ulterior, ministrul Sănătății Alexandru Rafila a explicat tot în emisiunea de la Euronews că spitalul nu poate fi autorizat până când clădirea nu este intabulată. Iată ce spunea ministrul pe 1 aprilie. Eu cred că este o neînțelegere. Hai să o tratăm așa ca pe o neînțelegere. Am avut întâlniri nenumărate și cu doamna Uscatu și cu colega dânsă, doamna Gheorghiu. În sfârșitul, există un grup de lucru la nivelul guvernului, că dânsele, dincolo de funcționarea propriu-zisă a spitalului, vor să facă și un soi de pilot modul de finanțare a serviciilor de radioterapie oncologică.
Și suntem deschiși, participăm, am trimis o echipă la Spitalul Marie Curie ca să-i ajute. Trebuie să existe toată documentația în spate, inclusiv documentele contabile care au justificat cheltuielile, pentru că e normal să fie așa, să știm cât a costat această clădire, să putem să o intabulăm cu anumită valoare, nu noi, ci managementul Spitalului Marie Curie. Deci ați cerut niște acte în plus pentru... Dar nu sunt acte în plus, sunt actele care trebuie furnizate din punct de vedere legal. Nu au fost furnizate. Înțeleg că e o cantitate foarte mare, de la dânsele știu asta, înțeleg că 2 metri cub sau ceva de genul ăsta de documente. Toate informațiile de care Ministerul Sănătății are nevoie pentru a elibera acest ordin de ministru sunt cunoscute de Ministerul Sănătății. Nu mai considerăm că este un proces birocratic normal, ci considerăm că este pur și simplu o tărăgânare, o amânare și avem o muncă de Sisif. Încă o hârtie și încă o hârtie. Ni s-a cerut acum un inventar pe fiecare cameră în parte din această clădire, să spunem ce există în acea cameră, ca să fie mai ușor. Eu sper că orgoliul unor funcționari, miniștri, nu știu, al guvernului, nu e mai importantă decât viața acestor copii care pot să beneficieze de aceste condiții. Fac un apel la rațiune și la bun simț până la urmă. E o chestie de normalitate. La 5 metri distanță niște copii stau la coadă la toaletă, în timp ce o clădire utilată după ultimul standard care există în lumea asta la momentul ăsta stă goală. Nu suntem într-un teatru absurd. Contează mai mult hârtiile pentru domnul ministru sau viața unor copii? Da, și despre sistemul sanitar românesc, despre Spitalul Dăruiește Viață, discutăm în continuare. Din nou, alături de mine este doamna Carmen Uscatu, membru fondator, președinte Asociației Dăruiește Viață. Bună seara! Bună seara! Și alături de mine este și domnul Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizației Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. Vom discuta și despre taxa pe boală, dar aș vrea să vorbesc acum cu doamna Carmen Uscatu. În primul rând, după acea discuție pe care am avut-o aici la Euronews România, în care a fost clar faptul că nu aveți aviz, deși toată lumea trăia cu impresia că urmează să tratați deja primul pacient. Nu. Până am... și noi trăiam cu această impresie că, că urmează surpriză, să fie cât mai repede tratat primul pacient. Așa cum zicea domnul ministru, a fost o neînțelegere care între timp a devenit o înțelegere. Din păcate, după ce am spus aici la Euronews, este pentru a doua oară când un ministru reacționează după ce noi discutăm astfel de subiecte grave. Prima dată a fost în anul 2020, când ministrul de atunci al sănătății nu aproba structura pentru secția de radioterapie aceluiași spital, doar că era de personal, da. Doar că era domnul ministru Tătaru. Și atunci iarăși a fost o tărăgânare, 14 pagini pe care le trimisesem ca notă de fundamentare pentru aprobarea acelei structuri erau prea multe. Am făcut 4 pagini să devină mai ușor de citit. Nici la cele 4 pagini nu am primit răspuns. După ce ne-am întâlnit și am discutat despre acel subiect, am primit pe WhatsApp aprobarea structurii de personal. Pe WhatsApp. Pentru că, într-adevăr, ceream în acea structură de personal lucruri care nu se mai întâmplaseră până atunci în România, respectiv să ai copiii care se tratează acolo, să aibă acces la un psiholog, la un nutriționist, la un kinetoterapeut. Toate acestea au fost primite. Deci concluzia este să mai veniți la noi, la Euronews, să discutăm despre problemele pe care le aveți. Să mai discutăm despre aceste probleme, pentru că probabil oamenii înțeleg mai bine când li se repetă din diferite locuri și de la diferite persoane. Aceeași situație a fost și acum. A fost această neînțelegere în care ni se solicitau, cum spunea și Ioana în interviu, mereu și mereu hârtii. Niciuna însă nu avea legătură cu calitatea actului medical care va fi în nou spital, cu protocoalele după care vor fi tratați copiii bolnavi de cancer, cu procedurile pe care le va urma personalul medical. Ceea ce ei cereau copii după facturi pe care le-am dat, dar pe acele copii după facturi trebuia să existe conform cu originalul. Și, pe fiecare factură să scrie conform cu originalul? Da, nu știu. Câte facturi? Sute, mii, nu știu, muncind din 2018. Și pe toate trebuia să scrieți conform cu originalul.
Cred că a fost o neînțelegere, ca să spunem așa. Bun, și în ce punct suntem acum? În acest moment suntem într-un punct foarte bun, pentru că după ce am primit această aprobare a structurii, a noii structuri a Spitalului Marie Curie, pentru că unele secții se mută, altele se lărgesc, în vechea clădire se măresc, după ce am primit această aprobare a structurii, prin ordin de ministru, merge la Direcția de Sănătate Publică, care avizează funcționarea noii clădiri. Când se va întâmpla asta? Pentru că am citit comunicatul, am văzut, DSP trebuie să vină la spital. DSP, da, vine mâine sau luni la spital și probabil sperăm noi că marți vom primi acest aviz de funcționare și într-o săptămână copiii ar trebui deja să fie tratați în noua clădire. Wow, deci, ca să ne înțelegem, așteptăm o săptămână și după aceea primul pacient va putea beneficia de această investiție a sute, mii de români, o investiție de peste 50 de milioane. De peste 50 de milioane, pentru că noi încă din luna ianuarie am făcut inclusiv simulările, pentru că domnul ministru chiar vorbea în acel interviu și spunea, pe care ți l-a dat, spunea că atunci când medicii se mută într-o nouă clădire, într-un nou spital, ei trebuie să se acomodeze. Noi am făcut deja aceste acomodări, aceste simulări, cum va fi mutat pacientul, cu ce lift care va fi traseul, cum va fi tratat în noul corp. Ce așteaptă acum această clădire care este gata, pregătită, e totul pregătit acolo? Ce așteaptă în acest moment? Așteaptă ca pacienții și medicii să lucreze în această nouă clădire care, într-adevăr, este la cele mai noi standarde și e frustrant să vezi că încă mai sunt tratați într-o clădire în care, cum știm, da, e un paradox pe care sper că, într-un final, poate România, oficialii îl vor înțelege. Eu chiar sunt bucuros că s-a lămurit. Dincolo de acest paradox, revenind iarăși la această secție de radioterapie, de care domnul ministru povestea că noi am venit cu o propunere de proiect pilot, sperăm și că acest lucru va merge mai departe și că acolo vor putea face radioterapie. Care este problema, încă o dată? Deci, există o secție radioterapie, una cum nu a mai fost în România până acum. Da. Așa. Și care este problema ei? Problema este de personal, pentru că în momentul în care am vrut să angajăm acolo, e vorba de medici, radioterapeuți, de fizicieni medicali și de tehnicieni de radioterapie, faptul că în București e o piață concurențială mare, există și mediul privat, există și mediul de stat, dar acesta nu face concurență, din păcate. A fost imposibil să angajăm fizicieni pentru că salariile la stat sunt mult mai mici decât salariile care privat. Care este soluția și care este unde s-a blocat? Soluția este acest proiect pilot în care să existe posibilitatea ca personalul medical și nemedical să fie angajat pe criterii de eficiență, să fie plătit pe criterii de eficiență, să fie competitiv, să fie angajat pe criterii de problema? Competitivitate. Unde este problema? Unde s-a blocat? La aprobarea acestui proiect pilot, prin care noi propunem această formă nouă de guvernanță corporativă. Bun. Care este solicitarea de la Ministerul Sănătății în acest moment pe acest proiect pilot? Ce ar trebui să facă Ministerul Sănătății? Poate să deblochează, iată, cu un nou interviu această problemă. Da, dialogul a fost deschis. Sperăm doar să se avanseze cât mai repede, pentru că după aprobarea acestei noi forme de funcționare într-un spital public, printr-un parteneriat între Asociația Dorește Viață, Ministerul Sănătății și Spitalul Marie Curie, urmează o etapă de pregătire a acestui personal medical și care nu e foarte scurtă, e de minim 6 luni, timp în care în continuare secția nu va putea funcționa. Deci de la momentul în care e aprobat, va mai dura. Da, deci iată o nouă adresare către domnul ministru, către Ministerul Sănătății. Da, sper că acum există această deschidere, pentru că odată deschisă ușa, sper să nu se mai închidă și cu siguranță să rămânem în dialog. Aș vrea să rămânem în zona sistemului sanitar. Schimbăm doar un pic registrul, pentru că vreau să discut și cu domnul Gănescu. Avem un alt paradox, și anume
paradoxul taxei pe boală, așa a fost botezată în presă. Înțelegem că în acest moment există niște excepții, persoanele care au boli oncologice, cei care sunt cu copii acasă, le-am enumerat. Vă mulțumește faptul că există aceste excepții sau care este poziția coaliției pe care o reprezentați, poziția pacienților? În primul rând, din perspectiva noastră, nu ar fi trebuit să existe această taxă. Faptul că ea a fost introdusă la începutul acestui an și taxează pacienții din România, adică persoanele care sunt angajate, care plătesc contribuții și care au nevoie de un concediu medical, sunt taxați pentru că statul nu poate controla concediul medical, fenomenul concediilor medicale. Da, doar că un alt argument pe care l-am văzut la statul român este că există un venit care nu este impozitat, un venit superior salariului, pentru care nu se plătesc contribuțiile sociale. Eu aș aminti statului român, probabil că știe mult mai bine legislație față de mine, că concediu medical nu este un venit. Concediu medical este un drept al unei persoane care plătește lună de lună asigurări de sănătate. Persoanele care nu plătesc asigurări de sănătate nu au concedii medicale. Deci, în baza acestor asigurări pe care statul român, conform legii 95, ar trebui să mă ofere și conform Constituției accesul la servicii medicale și accesul la sănătate, o pot face numai dacă îmi iau concediu medical. Acel concediu medical este o cotizație care o face orice angajat în această țară. Nu este un avantaj dat de statul român, nu ne dă bani în plus, nu plătește nimeni al 13-lea salariu, este un venit prin faptul că noi cotizăm. Asta e unul la mână. Al doilea lucru, ceea ce mi se pare un pic deosebit pentru autoritatea la nivel național, pentru Guvernul României, este că după ce am introdus această taxă, începem să facem excepții sau începem să facem clasificări pe anumite patologii. În România sunt 120.000 de pacienți oncologici anual și au nevoie de acest concediu medical și au nevoie să se întrețină acești pacienți, fie că vorbim de pediatrie sau de adult, dar sunt vreo 3 milioane de pacienți cronici. Și vorbim aici de pacienți cu boli cardiovasculare, infarct, AVC, care duc la dizabilitate. Vorbim de pacienți cu diabet, vorbim de pacienți cu tuberculoză. Știți că un pacient cu tuberculoză trebuie să stea de la 6 luni la 2 ani în concediu. Ei au tot la fel nevoie de acces la servicii medicale și acces de venituri pentru a se trata. Pentru că în România, dacă știm cu toții, mulți dintre pacienții mai completează cu resursele financiare din buzunarul propriu atunci când vorbim de medicamente, atunci când vorbim de mâncare, atunci când vorbim de alte servicii conexe actului medical. Și aceștia sunt dați un pic la o parte, adică nu există această categorie, există numai câteva categorii și da, nu știm... E o bătălie între categorii? Nu înțelegem și nu știm cine poate România criterii? Să pună în balanță un pacient oncologic cu un pacient cu HIV-SIDA. Ați înțeles care au fost criteriile? N-am văzut nicio listă de criterii, am înțeles doar că aceste categorii sunt exceptate. Da, am văzut că presa a numit-o taxa pe boală, noi considerăm pacienții că suntem taxați pe infracționalitate. Uh-huh. Pentru că... aș vrea, și îmi cer scuze că vă întrerup, aș vrea să vorbesc cu un pacient care va fi acum, este în direct la Euronews România, Andy Cârlan. Andy este pacient cu o boală oncologică și cu siguranță poate să ne spună din perspectiva dânsului dacă i-a afectat venitul, pentru că această taxă pe boală sau taxă pe infracționalitate, așa cum a fost numită de domnul Radu Gănescu, este deja în vigoare. Deci, bună seara, Andy Cârlan. În ce măsură v-a afectat sau nu venitul? Bună seara! A afectat și m-a afectat și financiar, dar a afectat foarte mult și psihic și emoțional, pentru că în momentul în care te lupți cu o astfel de afecțiune, ultimul lucru de care ai nevoie este ca cineva să vină să mai adauge o dificultate în plus. Există oricum o grămadă de lucruri anormale. Există în România citostatice care sunt decontate pentru adulți,
dar nu sunt decontate pentru copii, aceeași substanță. Și ca pacient oncologic ai foarte, foarte multe provocări cu care trebuie să te lupți în încercarea de a păstra viața, și o taxă pe concediul medical este ultimul lucru de care avem nevoie noi ca și pacienți. Uh-huh. Mai mult decât atât, după 20 și ceva de ani de muncă și de cotizat la sistemul public, acum când am ajuns în punctul în care am nevoie de concediu medical, în momentul în care am nevoie de susținere din partea statului, ăsta este momentul în care statul vine și spune ok, mai degrabă mai dă-ne tu niște bani. Și este foarte dificil. Da, ați verificat contul, bănuiesc, v-ați uitat, până la urmă v-a afectat, aveți mai puțin bani. Da, începând de la 1 ianuarie, în cele 3 luni care au trecut până acum, am primit o indemnizație de concediu medical mai mică cu 10% decât ar fi trebuit să fie. Da. Cum vi se pare acum că a venit guvernul și printr-o ordonanță a decis să vă excepteze de la această taxă? Deci, practic, nu veți mai fi taxat. Sunteți mulțumit? Mi se pare că se marketează foarte mult un lucru firesc, un lucru care n-ar fi trebuit să se întâmple niciodată, și mi se pare că este o strategie politică destul de nepotrivită, ca să fiu elegant. Luăm niște drepturi pacienților, după care tot noi venim și spunem hai că uite, vi le dăm înapoi, ce de treabă suntem noi, și mai și cu foarte puțin timp înaintea alegerilor. Mi se pare un lucru normal, mi se pare un lucru firesc, nu mi se pare ceva ce ar trebui aplaudat în acest moment, este ceva ce n-ar fi trebuit să se întâmple, ca să nu trebuiască acum să vină și din imensa lor mărinimie să regleze lucrul ăsta pe care tot ei l-au stricat. Da, chiar vorbeam cu domnul Radu Gănescu, este de la Coaliția Organizațiilor Pacienților, îmi spunea că nu înțelege felul în care au fost aleși pacienții, care au fost criteriile în baza ce au fost aleși pacienții oncologici, pacienții care stau cu copiii acasă. Dumneavoastră înțelegeți? Parțial, e dificil să trăiești în România și să și înțelegi lucrurile care ți se întâmplă, mai ales din punct de vedere medical, dar presupun, pot doar să presupun că au făcut o selecție a afecțiunilor pe care nu le poți fenta ca și român. E dificil să simulezi cancerul, e dificil să simulezi că ești însărcinată. Unul dintre politicieni dă exemplu cu ortopedia și cu fracturile și așa mai departe. Înțeleg că există un fenomen de eliberare a unor concedii medicale nemeritate sau pe perioade mai lungi decât ar trebui, dar acolo trebuie făcut ceva, nici de cum să pună biciul și jugul financiar tot pe acele categorii de oameni care se luptă literalmente să supraviețuiască și acum, în perioada în care fac asta, au nevoie mai mult decât oricând de susținerea statului. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru și sănătate multă și pentru faptul că ați fost alături de noi și ne-ați explicat din punctul dumneavoastră de vedere. Doamna Carmen Uscatu, aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră. Știu că poate că acest subiect a trecut și e paralel cu ceea ce discutam, dar cum vi se pare, după ce ați ascultat, ce ați auzit, ce spune și domnul Cârlan și după ce spune și domnul Radu Gănescu, cum vi se pare această atitudine și felul în care a procedat statul? Eu mă întreb cum a cuantificat suferința. Poți să spui că suferi mai mult atunci când ai cancer decât atunci când ai HIV, SIDA sau când ai tuberculoză, sau că ai mai puține cheltuieli în spate atunci când ai alte boli care te invalidează. Până la urmă, cheltuielile pe care le ai de plătit cred că sunt aceleași. Și iarăși, când vii cu astfel de măsuri, ar trebui să ai în spate niște criterii. Când vii cu astfel de politici, nu? Ar trebui să ai în spate niște studii, ar trebui să te bazezi foarte tare pe ceva. Noi întotdeauna când cerem ceva Ministerului Sănătății, facem o fundamentare și explicăm cum se întâmplă în alte țări, de ce se întâmplă. Ne bazăm pe niște date. Noi ca ONG, evident că te aștepți ca un minister să vină întotdeauna în spate cu o susținere dată de niște studii, dată de niște criterii.
Doar că în acest caz vorbim de Ministerul Finanțelor care a decis, nu-i așa, domnule Gănescu? Absolut, este o decizie luată de Ministerul Finanțelor, probabil pentru a crește veniturile la buget. O decizie luată fără a întreba nici măcar specialiștii, pentru că până la urmă, dacă vorbim de povara bolii, singuri în măsură să pună o balanță ar fi un medic specialist, societățile de medicină, care pot, să spunem, evaluat atâta timp când vorbim de dizabilitate sau de afectarea gradului de muncă. Dar nici de cum un minister de finanțe care nu are nicio treabă în domeniul sănătății și n-ar trebui să intervină, dar probabil că așa cum sunt multe alte lucruri, așa cum asistenții personale au fost excluși de la salarizare, așa cum pacienții cu HIV-SIDA nu mai au dreptul la pensie de invaliditate pentru că n-au muncit 5 ani, cu toate că ei au fost infectați în spitalele din România de când erau copii și nu aveau cum să aibă activitate în câmpul muncii. Se pare că sănătatea este cea care susține bugetul și deficitul național și pacienții sunt primii care sunt taxați. E o politică pe care nu o înțelegem. Ne pare rău că sănătatea nu este o prioritate și noi încercăm prin activitățile noastre să ducem oamenii către domeniul muncii, tocmai să-i întregăm, să nu rămână persoane cu dizabilități, să aibă acces la... În momentul la... în care au fost luate aceste decizii, v-a întrebat cineva, pentru că dumneavoastră sunteți o voce, și sunteți acum la vocile care contează, dar sunteți o voce care reprezintă pacienții. În momentul în care iei o decizie care afectează pacienții, vrei să înțelegi și în ce măsură îi afectează pe ei. V-a întrebat cineva? Nici pe mine, nici colegii mei, nici organizație de pacienți n-a fost întrebată despre această decizie și nu e prima oară. Ați discutat, astăzi ați trimis un comunicat de presă, am văzut. Ați fost contactat de cineva? Nu. Nu. De presă. Doar de presă. Și după ce s-a întâmplat, ce așteptări aveți? Va renunța statul la taxa pe boală sau rămâne cu aceste excepții și merge mai departe? Nu, cred că va merge mai departe și noi acum suntem în consultații să trimitem o adresă către Avocatul Poporului și, bineînțeles, eventualitatea și... Avocatul Poporului poate să... Având în vedere că vorbim de ordonanță de urgență, da. Avocatul Poporului ori se poate autosesiza, ori poate fi sesizat pe acest domeniu. Să vedem și apropo de discriminare, pentru că noi acum vorbim de... o gravă discriminare a pacienților. Sunt puse în categorie, sunt excepții și... Adică vrem să mergeți și la CNCD? Vrem să mergem și la CNCD. Suntem în discuții la ora actuală cum ar trebui să facem aceste demersuri, pentru că nu suntem o organizație cu specialitate juridică sau cu multă profesionalism în zona asta și vrem să le facem corect și mergem pe aceste căi și vedem și răspunsurile instituțiilor statului. Ați încercat deja să contactați Avocatul Poporului? Sunt foarte curios dacă a existat o reacție. Vom trimite o adresă în cel mai scurt timp către Avocatul Poporului. Trebuie doar să o concepem și să mergem pe noi la ora actuală, cel puțin astăzi, până am venit la dumneavoastră în emisiune, ne-am văzut doar declarații politice. N-am văzut un act, un document clar care să-mi arate în primul rând documentația, cum spunea și colega mea din platou, documentația din spatele acestei ordonanțe de urgență și să putem să trimitem pe baza unor cătică, baza vorbelor. Înțeleg ce spuneți, trebuie să faceți o sesizare, dar așa cum și sună numele, Avocatul Poporului. Avocatul Poporului, credeți că ar trebui să se autosesizeze? Din perspectiva mea, ca și pacient și văzând pacienți care sunt afectați la ora actuală de această ordonanță, noi spunem că da. Dar pentru a face lucrurile, hai să spunem, cât mai birocratic în România, să avem hârtii... Păi și dacă ar trebui să se autosesizeze, fiind Avocatul Poporului, reprezentând interesele poporului, bănuiesc că dumneavoastră pacienți sunteți popor, nu? Da. Depinde cum se clasifică, că încă nu știu cum se clasifică. Da. Faptul că Avocatul Poporului nu se autosesizează, ce înseamnă? Înseamnă că nu e nicio problemă. Că așa ar trebui să, din perspectiva să facă politicile în România. Din perspectiva celor care stăm și ne uităm la ce se întâmplă cu sănătatea noastră. Dacă sunt corecte aceste ordonanțe de urgență și este corectă această suprataxare, vedem că instituțiile nu spun nimic, deci și noi suntem cei de vină care nu plătim taxe la stat, taxele corespunzătoare. Dacă așa stau lucrurile,
acceptăm și mergem mai departe. Probabil că mulți dintre pacienții care lucrează cu un salariu minim și mai sunt și taxați că se duc la medic, la control. De exemplu, eu sunt unul dintre ei. Eu mă duc de două ori pe lună la transfuzii. Din păcate, n-am reușit să pun transfuzia la servici. Trebuie să mă duc la un spital. Asta e realitatea. Cum vă afectează pe dumneavoastră din perspectiva financiară? Din perspectiva financiară, eu nu mi-am luat niciodată concediu medical, pentru că decât să-mi iau concediu medical și colegii mei sfătuiesc la fel, mai bine nu. Pentru că în momentul când iau concediu medical, concediu se plătește, iar statul român îmi plătește concediu peste 2-3 ani. Am colegi care și acum așteaptă să la organizațiile de pacienți să primească concediile plătite, copiii sunt deja aproape de grădiniță. Și încă n-au primit concediile mămicilor care au intrat în maternal. Deci în România, chiar mai devreme discutam cu colegi care refuză să mai primească concedii medicale pentru că mai bine nu-ți iei concediu medical. În primul rând ești și taxat și în al doilea rând nici nu-ți primești banii. Dar dacă eu nu plătesc taxele pe 25 ale lunii, sunt penalizat și mi-a dobândă Ministerul de Finanțe. Deci suntem învățați cu acest sistem. Ceea ce ne șochează un pic din punct de vedere al pacientului este că întotdeauna cei care plătesc sunt cei care chiar au nevoie. Și cumva aici ne simțim discriminați pentru că pacienții din România beneficiază de un sistem de sănătate mai puțin performant. Asta o știm cu toții, nu trebuie să spun eu. Și da, e păcat să mai și plătească în plus pentru asta. Da, foarte scurt. Știți în alte state să fie o situație similară cu taxarea, suprataxarea? Eu am întrebat colegi, cel puțin din două state am primit răspuns în Germania. Nu am înțeles că nici Franța, ce mi-au răspuns colegii, nu există această suprataxare a concediilor. Dar probabil că vom da un proiect pilot Europei. Da, uneori este vorba și de bani, pentru că până la urmă, fiind la Ministerul de Finanțe, probabil că asta se urmărește, probabil. Asta se întâmplă, asta am văzut. Doamna Carmen Uscatu, fiind vorba de bani, știu că Spitalul Dăruiește Viață s-a făcut pe multe donații, chiar de la Metallica. Au fost donații 250.000 de dolari. Da, a fost cea mai mare, donație a grupei Metallica. Știu că în continuare există donații care se pot face, sunteți în această campanie, în ce constă și chiar cum ar putea să ajute românii Dăruiește Viață, chiar dacă, iată, sunt suprataxați. Dar oamenii vor să ajute. Cum să ajute? Oamenii pot ajuta în continuare pentru că sănătatea are, din păcate, nevoie de bani și vedem acest lucru chiar și din acest exemplu, în care cred că organizațiile de pacienți trebuie să devină mult mai puternice pentru a-și susține cauza. Oamenii pot sprijini pentru că încă există facilități fiscale dedicate persoanelor fizice și până pe 25 mai dăruișteviață.ro are posibilitatea ca oamenii intră pe platforma noastră și descarcă formularul de 3,5%, îl completează și îl încarcă pe aceeași platformă. Noi spunem că îți ia 3,5 minute, dar probabil îți ia mult mai puțin și poți plăti, poți astfel redirecționa din impozitul pe care l-ai plătit în anul trecut pe salariu, deci practic nu te costă absolut nimic. De asemenea, companiile pot tot acolo găsi declarația 177 și pot tot așa să-și dea acordul ca statul să dea din impozitul pe care l-au plătit în anul anterior. Există contractul de sponsorizare și, bineînțeles, există și donații directe prin care pot susține dăruișteviață.ro. Acolo poți face o donație cu cardul și SMS-ul la 8864 cu mesajul spital. Încă o dată, SMS-ul. 8864 cu mesajul spital, 4 euro pe lună. Ideea este că acești bani sau cum ar putea să doneze pe dăruișteviață.ro, găsesc toate informațiile acolo. Și ideea este că
banii pe care îi donează o să vadă, pentru că deja spitalul există, îl văd. Da, spitalul există, dar are nevoie în continuare de susținere, pentru că noi ne ocupăm dincolo de construcție și de dotare cu echipamente, ne ocupăm și de întreținerea acestor echipamente, de întreținerea clădirii, de training-ul medicilor, de aceea avem și aceste parteneriate cu cele mai mari clinici din afară. Și bineînțeles, suntem siguri că statul ne va da voie să continuăm să construim la Marie Curie astfel. Asta voiam să întreb. Da. Următorul proiect, că dacă tot donează oamenii, pentru ce donează? Oamenii pot dona în continuare pentru construirea unui campus medical la Marie Curie. Asta înseamnă o a doua clădire în care vom muta toate celelalte specialități care nu se mută în prima fază cu această clădire, inclusiv laborator, farmacie, depozit, și apoi în a treia fază a proiectului sperăm să putem crea acolo spații de cazare pentru părinții și copiii care nu vor fi internați continuu, pentru că medicina n-ar mai trebui să se facă stând în spital cu săptămânile, cu lunile. De asemenea și spații de cercetare, pentru că e absolut necesar ca în medicină să ai cercetare ca să poți crește șansele de supraviețuire, și acest lucru este susținut și de Uniunea Europeană prin toate finanțările pe care le oferă în parteneriatele dintre clinicile din Estul Europei și clinicile din Vestul Europei, și de asemenea spații de training pentru personalul medical și nemedical. Da. Domnule Gănescu, dumneavoastră sunteți vocea pacienților. Când vedeți că statul vă ia niște bani și românii pun bani la bani și construiesc un spital, cum vi se pare această situație paradoxală? Aș putea să spun un lucru care nu cred că se poate spune. Din păcate, trăim într-o societate în care nu comunicăm și nu colaborăm. Fiecare suntem în grupul nostru de lucru, în silozul nostru. Fiecare are pretenția că are dreptate și știe ce face și nu are nevoie să se consulte cu colegul sau cu ceilalți. Și atunci creăm niște individualități pe care la sfârșitul zilei, când ne punem cam la cam, nu le înțelegem și nu știm cum am ajuns la acel raționament. Asta se vede și în modul în care facem politicile în România, și mă refer în general în politicile de sănătate. Asta se vede și în modul în care există accesibilitatea pacienților la serviciile de sănătate, unde avem spitale sau nu avem spitale, avem medicamente sau nu avem medicamente, avem specialiști sau nu avem specialiști, dar la sfârșitul zilei când întrebăm, avem de toate. Dar de fapt nu are nimeni acces la ele. Este ceea ce am creionat în sistemul de sănătate de foarte mult timp, de 30 de ani, vedem că nici acum nu este important pentru nimeni, pentru că sistemul de sănătate, dacă ar fi o prioritate, într-adevăr s-ar crea investiții și s-ar investi în infrastructură, în personal. Plata pe performanță e o discuție de mult timp, da. Și din păcate vedem, și am fost unul din susținătorii creșterii salariilor medicilor și asistenților pentru a avea într-adevăr dorința să rămână în țară, dar vedem că s-au creat niște gapuri foarte mari între spitalele universitare, spitalele mari și spitalele mici. Nu reușim să echilibrăm ceea ce investim. Toată ziua, probabil, dacă urmărim Ministerul de Finanțe, ne arată cu degetul că de fiecare dată dă și din ce în ce mai mult la bugetul sănătății, dar noi băgăm niște bani într-o oală fără fund, pentru că nu vedem ce iese de acolo. Ce iese de acolo, probabil că, așa cum spunea și pacientul de mai devreme, nemulțumiri, taxe, pacienții plimbați dintr-un spital în altul, dintr-un centru în altul, lipsa medicului sau specialistului și aglomerare în spitale cu listă de așteptare de o lună sau două, cheltuieli pentru imagistică sau pentru alte servicii. Cam asta este rezultatul a ceea ce ne spune Ministerul de Finanțe că investește în sănătate. Dar oamenii sfințesc locul și iată, aceste proiecte ne ajută să vedem că în România se poate și cu siguranță și statul poate învăța de la Dăruiește Viață. Eu vă mulțumesc, doamna Carmen Uscatu, că ați fost alături de noi și că ne-ați explicat și că ne-a, sper
Cât de curând să vedem și primul pacient tratat, primul mic pacient care nu intră? Nu sper, eu sunt sigură. Da. Mulțumesc, domnule Radu Gănescu, pentru prezența în emisiune. Vedem ce se întâmplă cu adresele dumneavoastră către alte instituții ale statului. Acestea au fost vocile care contează la această oră. Rămâneți alături de noi. La fix, jurnalul va fi prezentat la Euronews România de colega mea, Arina Drecea.